Viața este o carte și cei care nu călătoresc citesc doar o pagină. Fiecare zi este un dar special, deschide-le cu bucurie. Să iubești și să fii iubit este una dintre cele mai mari bucurii ale vieții. În orice situație, există întotdeauna o rază de lumină în mijlocul întunericului. Să te bucuri de călătorie este la fel de important ca și a ajunge la destinație. Nu măsura viața în respirații, ci în momentele care îți taie respirația. Să te bucuri de fiecare moment înseamnă să trăiești cu adevărat. Viața este plină de surprize. Învață să le primești cu brațele deschise. Nu lăsa pe nimeni să-ți scrie povestea. Alege-ți propriul drum. În viață, vei regreta mai mult lucrurile pe care nu le-ai făcut decât cele pe care le-ai făcut. Învață să te bucuri de lucrurile simple, pentru că ele sunt cele mai prețioase. Viața nu este mereu despre așteptarea furtunilor să treacă, ci despre a învăța cum să dansezi în ploaie. Să fii fericit înseamnă să apreciezi ceea ce ai, să-ți respecti trecutul, să-ți faci planuri pentru viitor și să trăiești în prezent. Femeile care nu fac sex fac ceartă din orice. Mulțumim pentru vizionare! Apăsați butonul de abonare pentru a fi la curent cu noi citate lăudate zilnic.